participarea la summitul European Political Community, care a fost găzduit de președinta Sandu. Este un summit istoric pentru Republica Moldova. Sperăm de asemenea că este un summit bun și productiv pentru întreaga Europa consolidată, o Europa care știe să răspundă amenințărilor, provocărilor, dar și oportunităților care trebuie să apară în rezultatul acestor schimbări. Ieri, împreună cu toți prietenii noștri, am fost împreună în Bulboaca ca să construim o Europa unită. O Europa care, am spus, poate să facă față tuturor provocărilor. Republica Moldova a beneficiat de suportul Republicii Cehe în procesul de obținere a statutului de candidat. Vă mulțumesc, domnul prim-ministru, pentru faptul că ați contribuit la consolidarea capacităților Republicii Moldova de a livra pe cele nouă condiționalități în ceea ce privește aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și apreciem și suportul pe care Republica Cehă îl acordă pentru ca Republica Moldova să meargă în următoarea etapă și să demareze discuțiile pentru și negocierile pentru aderare. Vreau să mulțumesc pentru faptul că Cehia întotdeauna a fost alături de Republica Moldova. Pe parcursul ultimilor ani, Republica Moldova a beneficiat de mai multe proiecte, de 50 de proiecte în diferite domenii, în valoare de 14 milioane de euro. Și de aici apare și aceste noi oportunități, în mod special de creștere a schimburilor comerciale între Republica Moldova și Cehia pe diferite dimensiuni, în mod special energetică, IT, infrastructură, business process operations, dar și un element foarte, un domeniu foarte important, cum ar fi smart cities sau orașe inteligente. Avem deja exemple foarte bune de colaborare și îmi exprim încrederea că vom putea să avansăm în toate domeniile. De asemenea, vreau încă o dată să vă mulțumesc pentru faptul că ați ajutat în ceea ce privește organizarea summitului și respectiv am putut să avem un eveniment care să răspundă necesităților tuturor participanților. În felul acesta, noi construim Europa acasă. Integrarea europeană pentru Republica Moldova este o politică internă, o politică de ajustare a instituțiilor, de ajustare a legislației, în așa fel încât toți cetățenii Republicii Moldova să se simtă acasă ca și în Europa. Noi construim Europa acasă. Și vă mulțumim foarte mult pentru faptul că suntem împreună și sunteți alături de noi. Vă mulțumesc! Bună dimineața la toate mine! Am fost cu adevărat încântat să mă întâlnesc cu domnul prim-ministru acum dimineață. Am avut ocazia să mă întâlnesc și cu doamna președinte, Maia Sandu. Și am reușit să-mi exprim gratitudinea și în adresa doamnei Maia Sandu și în adresa domnului prim-ministru. În primul rând, mulțumesc pentru faptul că ne-ați primit pentru acest salut atât de cordial și de asemenea vă mulțumim pentru că ați găzduit cu mult succes acest summit a comunității politice europene. Cu adevărat, pentru întreaga Europa a fost un eveniment foarte important. Eu unul consider că este foarte semnificativ faptul că cel de-al doilea summit s-a produs anume aici, în Republica Moldova, țara care de asemenea este expusă amenințărilor agresiunii rusești, ținând cont de faptul că sunteți atât de apropiați de frontiera ucrainească, iar Ucraina a fost afectată atât de direct de acest conflict armat. Eu consider că, într-adevăr, acest summit a fost un semnal foarte important. Un semnal important care a fost trimis de toate țările Uniunii Europene. Semnalul care presupune, să vă spunem cu voce tare, sunteți atât de importanți pentru noi,
pentru Europa. Și evident nu a fost simplu deloc să organizați un summit atât de enorm și sunt foarte fericit pentru faptul că am reușit și noi să contribuim și să vă ajutăm cu experiența noastră, însă voi ați reușit să gestionați evenimentul cu mult succes. Revenind la semnalul pe care am vrut să-l transmitem, a fost un semnal trimis și către Rusia. Cunoaștem cu toții toate amenințările hibride la care este expusă Republica Moldova. Înțelegem că s-au făcut încercări pentru a afecta suveranitatea dumneavoastră, iar noi, din partea Cehiei, vă acordăm tot sprijinul pentru a face față la amenințările legate de agresiunea rusească în Ucraina. De asemenea, am sprijinit regimul de sancțiuni care a fost impus împotriva persoanelor care au legături directe cu Rusia. Republica Cehă a sprijinit de asemenea și inaugurarea misiunii de parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova. Noi am inițiat acest eveniment încă în zilele precedente, am participat la toate evenimentele, sprijinim în continuare calea Republicii Moldova spre aderarea la Uniunea Europeană. Noi, de asemenea, sprijinim acțiunile și sprijinul care este oferit de NATO în Republica Moldova, sprijinim și apreciem toate eforturile Republicii Moldova direcționate spre implementarea reformelor. Înțelegem că este un proces deloc ușor, dar o să continuăm să oferim prietenia noastră Republicii Moldova. Vom partaja categoric experiența noastră pe care am agonisit-o în calea noastră de aderare la Uniunea Europeană. Cunoaștem că, într-adevăr, a fost oferit un ajutor enorm financiar Republicii Moldova. Avem multe exemple de ajutoarelor care sunt oferite Republicii Moldova în aceste timpuri dificile. Vorbim și despre conlucrarea în mediul de afacere a companiilor. Republica Cehă, de asemenea, sprijină Republica Moldova și prin intermediul instrumentului european pentru pace și vom continua să sprijinim aprofundarea și extinderea acestui instrument. În afară de aceasta, avem și relații bilaterale destul de intense în domeniul economic. Și am căzut de acord că vom continua să aprofundăm această cooperare și în domeniul economic, dar și în domeniul apărării și a securității. Companiile cehe sunt bine echipate pentru a ajuta Republica Moldova să-și modernizeze forțele apărării. Cunoaștem că Republica Moldova, într-adevăr, acum este pe cale de a moderniza domeniul apărării, domeniul securității. Cunoaștem că urmează să fie instalat un nou radar pentru supraveghere aeriană a spațiului aerian Republicii Moldova, iar în august chiar vom instala, vom deschide un nou oficiu pentru un atașat militar a Cehiei în Republica Moldova pentru a putea aprofunda în continuare cooperarea bilaterală și în domeniul apărării. Acest lucru va face mai simplu și schimbul de informații în acest domeniu. Cum a menționat domnul prim-ministru, sunt multe domenii în care putem să colaborăm în continuare. Energia, categoric, este un sector în care putem să extindem cooperarea. Noi deja avem companii cehe în domeniul energetic, care sunt prezente în Republica Moldova și sunt foarte active pe piața energetică, dar există și alte capacități. Putem să facem schimb de know-how, dacă vorbim despre reglementarea pieței energetice, dar și multe alte domenii care prezintă un beneficiu. Relațiile dintre Republica Moldova și Republica Cehă devin tot mai puternice și noi ne propunem să consolidăm în continuare relațiile comerciale în diferite domenii, exact cum s-a menționat, infrastructura, agricultură, transport, smart cities, toate acestea sunt domeniile în care ne dorim foarte mult să colaborăm în continuare. Republica Cehă demonstrează un exemplu concret a modului în care poate să apară o colaborare, a modului în care colaborarea trebuie să continue și vom continua să întreprindem pași concreți pentru a sprijini Moldova în continuare în parcursul său european și vom rămâne deschiși în continuare. Both of you concerning your discussion about integration of Moldova to European Union. I would like to know if you mentioned some concrete steps which Moldova now have to take, for example, some concrete reforms, or if you discuss some concrete timetable or date
when Moldova could be a part of European Union. Thank you. Procesul de reforme pe care Moldova trebuie să-l parcurgă este cu adevărat foarte comprehensiv și evident există anumite criterii care trebuie neapărat să fie întrunite. Nu este o sarcină ușoară dacă vorbim despre reforma sectorului justiției. Noi cu toții cunoaștem foarte bine ce presupun aceste schimbări atât de esențiale într-un domeniu atât de vast. Când am vorbit astăzi dimineață cu doamna președintă Maia Sandu, dar și acum în discuția cu domnul Recean, cu primul ministru, am avut sentimentul că ambii sunt foarte conștienți de faptul cât de important este să fie întreprinși pași pentru a implementa aceste reforme, pași cât mai rapizi. Foarte bine conștientizăm nevoia acestor reforme. Pe de altă parte, putem zice că în acest moment Uniunea Europeană ar trebui să deschidă ușa pe cât mai larg posibil pentru aceste eforturi. Suntem cu toții bine conștienți și de situația geopolitică, de toate amenințările, toate provocările, sfidările care există actualmente pentru noi toți. Din acest motiv ne-am propus să trimitem acest semnal politic atât de consistent. Nimeni nu se așteaptă ca totul să fie perfect, dar absolut perfect, formal, de la bun început. 100% de succes nu pot fi obținute imediat. Însă, desigur, pe măsură ce veți avansa spre Uniunea Europeană, va trebui să întreprindeți pași concreți pentru toate reformele. Eu sunt sigur că domnul prim-ministru vă va comunica în continuare ce pași au fost întreprinși și care pași urmează să fie întreprinși. În continuare se va produce evaluarea tuturor realizărilor, progresul înregistrat, dar și a restanțelor, după care vom trece la următoarea fază și vom iniția negocierile oficiale. O întrebare și vreau să menționez că Republica Moldova și-a asumat să îndeplinească 9 condiționalități care au fost agreate cu Uniunea Europeană. Ele, majoritatea lor, sunt deja executate și către iunie, către raportul din iunie în Comisia Europeană, vor fi executate în totalitate. În paralel, Republica Moldova a format 35 de grupe pentru ca să facă ajustarea legislației, ajustarea instituțiilor, ajustarea normelor și implementarea acestor ajustări în practică pe cele 33 de capitole din acquis comunitar, plus alte două legate de economie, dezvoltare economică și dezvoltare politică, în așa fel încât în raportul Comisiei din octombrie Comisia să recomande trecerea la următoarea etapă, adică la negocierea deja aderării la Uniunea Europeană. Noi suntem recunoscători Cehiei pentru 1. Ajutorul adus Republicii Moldova în consolidarea capacităților instituțiilor, în împărtășirea experienței de negociere și de aderare, dar la fel numărul 2, pentru ce suntem recunoscători Cehiei, pentru faptul că susține printr-o atitudine foarte practică și pragmatică în condițiile pe care există astăzi o atitudine de avansare a Republicii Moldova în negocierile politice cu Comisia, dar și cu statele membre ale Uniunii Europene. Asta nu înseamnă că Republica Moldova nu trebuie să-și facă temele pe acasă, nu. Asta înseamnă o și mai mare simț de obligație a Republicii Moldova să livreze conform condițiilor agreate cu Uniunea Europeană. Thank you very much. We continue with Patrick from TV Prima, please. Dobrý den, také mám otázku na oba dva premiéry. Nejdříve na moldavského premiéra. Moldavsko čelí stále častěji ruským hybridním hrozbám. Můžete prosím prozradit aspoň nějaké detaily? Deci primul rog să răspunde prim-ministrul Republicii Moldova. Dumneavoastră, sunteți expuși amenințărilor hibride. Aceste amenințări devin mult mai răspândite. Puteți, vă rog, să ne dați câteva detalii în ce mod presupuneți abordați aceste amenințări hibride? Noi
Cunoaștem că alte țări ale Uniunii Europene se ciocnesc exact de cele și amenințări hibride. Și deci aceasta a fost întrebarea pentru prim-ministrul Moldovei și am o întrebare și pentru prim-ministrul Cehiei, care ține de politica internă. Când guvernul Cehiei presupune să găsească cele 20 de milioane de miliarde de crone pe care se presupune să le cheltuiți până la finele anului pentru... Da, deci este o întrebare care ține de politica internă a Cehiei. O să reparați drumuri, o să construiți instituții, ce veți face? Da. Amenințărilor hibride din partea Moscovei, datorită curajului ucrainenilor. Noi avem de luptat doar cu amenințările hibride, pentru că ucrainenii apără Republica Moldova și apără Europa de bombardamente. Dar noi avem de făcut față acestor amenințări hibride care se manifestă în diferite feluri. Propagandă, narrative false, știri false, inducerea tensiunilor sociale, organizarea de proteste plătite cu tentative de destabilizare, cu atac la forțele de ordine, cu atac la instituții, coruperea în sistemul justiției. Republica Moldova a demonstrat și pe parcursul anului trecut și pe parcursul acestui an că gradual a învățat foarte bine să facă acestor presiuni față. Atacuri cibernetice, amenințări false cu alerte de bombă, să zicem, la aeroport. Vreau să vă spun că la un moment Republica Moldova avea câte 80 de alerte false pe zi pe infrastructură, inclusiv pe infrastructură critică, tocmai de ce, ca să poată să inducă anxietate în societate. În același timp, cum am zis, Republica Moldova are o experiență foarte bună în acest sens deja. Nu știu dacă pot să zici că este bună în sens pozitiv, dar în sens că o experiență pe care putem să o împărtășim. Este adevărat că în anumite domenii, de exemplu în domeniul gestiunii narativelor de pe rețelele sociale, în domeniul combaterii narativelor false, Republica Moldova a învățat inclusiv din vest, inclusiv de la prietenii noștri ucraineni, care au trecut o perioadă destul de dificilă și până la izbucnirea conflictului militar pe față din februarie 2022. Mulțumesc! Domnilor și domnilor, vă mulțumim pentru participarea la conferința de presă. Ladies and gentlemen, thank you for participating at today's press event. I need to answer. Va trebui totuși să răspund la întrebarea adresată mie. Da, deci o să răspund întrebarea jurnalistei cehe, cel puțin ca prietenii noștri din Republica Moldova să înțeleagă că avem și noi probleme legate de politica internă. Bine, ele nu sunt comparabile, evident, cu problemele de care vă ciocniți voi actualmente în Republica Moldova, dar totuși voi răspunde jurnalistei din cehe. Cu adevărat, pe parcursul derii vom vedea cum putem cu adevărat să întrunim aceste cerințe legate de bugetul de stat pentru anul acesta. Cu adevărat, am văzut mai multe cifre care nu demonstrează, din păcate, o tendință foarte bună, însă acest lucru doar confirmă că, cu adevărat, trebuie să încercăm să facem niște economii, trebuie să încercăm să, cumva, să scadem, să descreștem deficitul bugetului de stat. Măsurile pe care le-am introdus noi, bine, ele nu sunt populare, evident, însă ele sunt absolut necesare în condițiile actuale, sunt un must pe care trebuie să-l asigurăm. Deci, în cazul în care ne dorim să scadem acest deficit, să-l scadem gradual, noi cunoaștem câte miliarde de deficit avem, deci care este deficitul, miliardele de crone. Deci în cazul în care ne dorim să obținem aceste economii, trebuie să începem deja din acest an să întreprindem măsuri. Pe parcursul verii se va vedea cât putem cu adevărat să colectăm din sursele devenit standarde și cât putem economisi. Și în cazul în care vom dori să întreprindem și alte măsuri pentru a economisi și mai mult,
categoric nu o vom face de contul infrastructurii, fiindcă dacă vorbim de infrastructură, acestea sunt investiții în viitor. Ideea mea este că mai degrabă ar trebui să ne concentrăm, să încercăm să economisim bani, poate din operațiunile administrației de stat și așa mai departe, dar aici mi-ar lua săptămâni bune ca să vă povestesc totul. Thank you.